Salut tuturor, eu sunt Stinger și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. De data asta mă aflu tot pe rpg.crawler.ro. Bun, nu uitați că astăzi la ora 10 voi fi live. Deci vă aștept pe toți pe live, că am văzut că și-o mai revenit YouTube-ul cât de cât. Dar am zis hai să vă anunț și eu înainte că voi face live astăzi. Adică pe 4. Da. Bun, după cum ați văzut și în titlu, de ce am renunțat la Helper? Bun, am renunțat la Helper pentru că, nu știu, parcă nu mai mi se arăta în primul rând să fac N-uri și să stau atât de mult timp să petrec pe Sam. Nu știu, mai bine, am considerat mai bine las un alt jucător în locul meu care e activ și care chiar muncește la acea funcție, decât să ocupe un loc aiurea în staff. Pentru că eu mai mă joc și Counter-Strike, când nu mă joc toată ziua Samp, mă joc și Counter-Strike, mai creez și moduri minunate, cum ar fi acesta, pe care m-am pus ieri seara, m-am enervat și am făcut vreo 25 într-o zi. Astăzi urmează să mai fac încă 30 și, adică astăzi când filmez eu episodul, adică ieri, și astăzi, când vedeți voi episodul, urmează să îl termin. Mod pack-ul n-o să apară azi, cum am spus prima oară, pentru că vreau să-l optimizez. Vreau să știu că nu iau crash-uri aiurea cu el și vreau, nu în ultimul rând, vreau să-l fac compatibil să vă meargă aproape la toți, pentru că este imposibil să faci să meargă la fiecare potențial folositor al modpack-ului, cuvinte premium. Dar da, încerc. Deci chiar încerc. Eu tot timpul am încercat ca fiecare modpack să vă meargă pe fiecare calculator. Acum variază de la calculator la calculator, că mai mi-au unele întrebări în privat. De ce nu merge aia? De ce nu merge aia? Dacă aveți, vă spun acum, pentru că am toată lumea, dacă aveți Windows 10 și aveți probleme, băgați Sampadon, e simplu, atât trebuie să faceți. Get hit, undercover, order 1. Și ce am observat, că vă place foarte mult episoadele cu contracte. Deci chiar m-am mirat extrem de mult când am văzut, nu știu, vă place așa de mult contractele. Bun, ce-i drept, e o facțiune foarte dorită și nu mulți au ocazia să intre în această facțiune și atunci cel mai probabil vă uitați. Mama, hai că da. Mama lui de Maverick. Asta ar trebui spawnate random, nu numai într-o singură locație, pentru destul de nașpa. Și atunci cu modpack-ul o să apară și el. Da, despre Helper am zis. Și videoclipul ăla cu 1 aprilie, pot să zic că a fost parțial adevărat, doar că nu m-a încertat cu staff-ul, încă suntem buni prieteni, adică sunt bun prieten cu staff-ul, mă înțeleg foarte bine cu toți. Dacă careva au avut o problemă cu mine, asta este, nu pot să fiu pe placul tuturor, dar nu cred. Țin să-i mulțumesc lui Era încă o dată. Sau cred că e prima oară când îi mulțumesc pe acest episod, pentru că am mai filmat încă două episoade înainte și s-au întâmplat niște minuni prostii și deja turbase is fresh. Țin să-i mulțumesc că mi-a acordat a doua șansă la Helper. Cu ocazia asta te și salut că poate te uiți la acest episod, nu știu. Cel mai probabil o să apară acolo, o să trimită careva din staff acest video. Dar, na, ce să faci, n-ai ce să faci. Și pentru cei care, de ce am zis a doua șansă? Poate vă întrebați unii. Doar veteranii canalului, pot să zic așa, știu că eu am mai fost Helper pe Crowland în ianuarie. Și am renunțat iar dintr-un motiv asemănător. A apărut un proiect în care a trebuit să mă implic cu mintea mea genială de scripter, Samp. Call me on Discord, gen, dacă vreți să vă fac servicii scripting de calitate mondială, optimizări de game moduri, gen, și sisteme. Ai el print?
Hai că-l prind eu. Mori, mă, odată! N-a murit. A, nu-l văd. Nu-i asta. A, el e pe aici. Bă, unde-i? A, ăsta e cu motoreta, lol. M-am crezut că e ăla cu bulletul. Îl prind? L-am prins, pe al doilea, undercover. Da, m-am luat cu contractul, m-am concentrat prea tare. Da, m-am avut helper încă o dată și am renunțat dintr-un motiv anume. Iar acum reau ideea, îmi cer scuze. A apărut un proiect în care a trebuit să mă implic. Și eu nu mai aveam nici chef, deci în primul rând nici chef de samp, și nici chef să fac N-uri. Deci da, în acel proiect era vorba de o sumă de bani și mai mult am preferat acea sumă de bani decât să rămân de helper, pentru că a trebuit să-mi achiziționez și eu unele lucruri. Pe banii aia pot să zic că mi-am luat brațul de microfon, ăștia mai mi-au rămas chiar de atunci bani. Deci și încă mai am niște bănuți acolo pe care, în care o să urmeze ori să-mi iau niște căști de gaming, ceva HyperX cred, ori un nou mouse, pentru că eu mai petrec timpul și pe Counter-Strike, nu doar pe SAMP. Și mie îmi place foarte mult să mă joc cu o sensibilitate extrem de mică, adică când dau, când vin de aici din Rashingan și merg până în Polanda înapoi, înțelegeți? Și numai atât să se miște. Deci aia e chestia. Și în general sensibilitatea mică îți oferă niște avantaje foarte bune, pentru că ăla cu sensibilitatea mare, dacă nu e antrenat, dacă e obișnuit pe rapid mod on, aici cred că mă simt și eu, gen, ăla o să fie obișnuit să dea rapid din mouse și atunci, na, de-aia prefer sensibilitatea mică. Aici m-am făcut sigur, dar mă rog, dacă sunt prost câsâfă, n-am câsâfă. În rest, nu cred că mai am ce să explic pe episod. Ah, ba da. Mulți se speculează, să zic așa, că eu mă apuc de Purple. Da, mă apuc de Purple. O anunț oficial cu câteva ore înainte să deschid de serverul. Da, mă apuc și de Purple. Oricum de Crown nu mă las, pentru că am acest cont minunat în Hitman. Și păcat de el, pentru că și liderul mi-a acordat o șansă. Păcat să-l scot așa. De-aia, imediat după episod, cred că cel mai probabil voi face un live în care îmi termin raportul în Hitman, pentru că nu este un raport foarte mare. Și va apărea în continuare un episod sau două cu contracte pe Crowland. Pentru că, cum am spus, cred că și la începutul episodului, vă place extrem de mult să fac contracte. Și atunci, eu vă dau ce vă ofer ce cereți. Da, am deja contul meu pre-înregistrat pe Purple, am și Premium și iPhone, mi-am luat acel Purple Pack, o să urmeze niște episoade bombă, deci bombă nucleară pe Purple cu câțiva amici, am vrut să zic inamici, dar nu știu de ce, cu câțiva amici de-ai mei, nu vreau să le dau numele acum pe video, o să vedeți când vom face episoadele respective, va reveni o... Nu neapărat o serie, niște episoade pe care voi le-ați apreciat enorm, pot să zic așa. Poate, iar vă dau spoiler, dacă vă prindeți bine, dacă nu, eu nu vă mai dau mai mult de atâta. Pentru că în episodul cu 3 aprilie v-am mai dat un spoiler că mă apuc de Purple. Adică când v-am făcut țeapa aia, semi-țeapa, era primul server, era acolo, purple.bug.ro. După care am mai făcut un live, cred că următoarea zi, și am făcut așa, am făcut tot hood-ul ăsta Purple. Aici trebuia deja să vă dau de înțeles. Dar, nu, poate unii nu v-ați prins, n-ați băgat aceste mici detalii în seamă. Când voi face un lucru, eu tot timpul fac așa niște lucruri mărunte care să vă dați seama ce urmează.
cum v-am spus și cu seria asta, cu episoadele alea mult dorite, nu mult dorite, foarte apreciate. Așa, ăsta e cuvântul corect, foarte apreciate. Cuvintele corecte, sorry, mai greșeală. Deci da, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uitați că astăzi voi fi live la ora 10, da, la ora 10 seara, deci seara. Deci cred că o să postez episodul la ora 10 pentru ca să nu fie confuzii, ceva confuzii. Eu am fost Stringer, salut, bye bye, cum vreți voi.